Mai multe statui de pe insula Paștelui au fost distruse. Un incendiu de vegetație care a cuprins peste 100 de hectare din Parcul Național a provocat pagube ireparabile celebrelor statui, multe dintre ele fiind complet carbonizate. Un incendiu de pădure a devastat o parte din insula Paștelui și a carbonizat unele dintre figurile sale monumentale din piatră sculptată, cunoscute sub numele de Moai. Se pare că incendiul care a cuprins Parcul Național Rapa Nui, aflat la 3500 km de coasta de vest a Chile, a provocat daune ireparabile sitului arheologic. Rapa Nui are peste 1000 de statui de piatră, capete gigantice despre care se crede că au fost sculptate pentru prima dată în secolul al XIII-lea de către primii locuitori ai insulei. Se pare că zona din jurul vulcanului Ranoraraku, care face parte din patrimoniul mondial UNESCO, a fost cea mai afectată. Se estimează că în acea zonă se află câteva sute de moai, precum și în cariera de unde se extrage piatra folosită pentru sculptura statuilor.